nici în acest moment că s-a întâmplat. E ca un coșmar pentru mine și pentru întreaga echipă și pentru toată sfera dinamovistă. Pur și simplu nu găsesc cuvintele. E mult prea mult. Nu vă gândiți la lucrurile astea, dar înțelegem că se face inclusiv un comitet de urgență la federație, probabil pentru amânarea partidei de cupă. Știu, să spun sincer, acum nu mă interesează absolut nimic. Să decidă ce vor ei și cum vor ei. În starea în care sunt și cum sunt băieții și noi toți, chiar nu mai contează. Tu cunoșteai, avea probleme, știai de... Cum a spus și domn doctor... Fiecare sportiv merge la centru de medicină legală, ia un aviz pe 6 luni sau pe cât se dă în primă fază, din 6 în 6 luni, și lucrurile au fost în regulă acolo. Dar vă aduceți aminte de cazul lui Cătălin Hâldan, o altă tragedie? Am spus mai devreme, suntem pur și simplu, parcă suntem blestemați. Nu-mi vine să cred, e un coșmar. Și să vorbiți cu soția lui, înțeleg că a plecat soția lui este în Franța, s-a reușit să se ia legătura cu ea, o să ajungă probabil mâine aici.